doliu în lumea filmului. Un actor celebru a murit la doar 49 de ani. Vern Troyer, cunoscut pentru rolul său în Anime, a murit la doar 49 de ani. Actorul a fost internat în spital săptămâna aceasta, fiind adus de ambulan în stare de ebrietate, după o tentativă de suicid. Troyer s-a născut și a crescut în Michigan. A început cariera în showbiz ca dublur pentru un copil de 9 luni într-un film intitulat Babies Die Out/Ore Repire cu Book Look, în 1994. Actorul a lucrat ca actorii cascador într-o serie de filme înainte de a deveni preferatul cinefililor în Austin Powers, The Speed Host Haged Austin Powers, spionul care mi-a tras oi în Austin Powers in Gold Member, interpretând memorabilul rol al partenerului Dr. Evil, Minimed.